Mold Progres Durlești este lider în seria națională la mini-fotbal după ce a dispus categoric în etapa a doua de Fresh Start Chișinău cu scorul de 9-4. Primele victorii în actuala stagiune le-au obținut Inter Dnestr.com și MMZ Râbnița. După un egal în prima etapă, Mold Progres Durlești a oferit o adevărată lecție de fotbal nou promovatei Fresh Start Chișinău în etapa a doua a seriei naționale. Eroii învingătorilor au fost Veceslav Lisa, care și-a trecut în cont un poker, iar Vadim Criciumari s-a remarcat cu un hat-trick. Alte două reușite au aparținut lui Victor Negară. Pentru echipa din capitală au înscris Carauș, Prutean, Spiridon și Veriga. În urma succesului, Mold Progres s-a instalat pe fotoliul de lider. A fost un meci interesant, care în principiu n-am avut emoții deosebite și aici ține de rezultat, dar a fost plăcut să jucăm. Adversarul destul de bun, mai ales cu mingea, băieți tineri. Pe locul secunde este Inter Dnestr.com. La primul meci din actuala stagiune, tiraspolenii au învins în deplasare pe Maib Chișinău cu 3-1. Oaspeții au început în forță și Procopiev a deschis scorul, însă gazdele au restabilit egalitatea după reușita lui Hentov. Ulterior, Dizov și Musteață au risipit orice emoții privind învingătoarea. Roșie a получилась игра боевая. Не хотели уступать ни одни, ни другие, но к счастью мы реализовали свои моменты, выиграли. Здорово, мы на это и настраивались. Cel mai intens duel din etapa a doua a avut loc la Lions Arena din Tiraspol, unde MMZ Râbnița a dispus într-un meci spectaculos de Dinamis Chișinău cu 5-4. Nou promovat a avut un erou în persoana lui Constantin Mandricenco, care și-a trecut în cont un hat-trick, iar alte reușite au aparținut lui Negara și Gheorghiev. Chișinăuienii au replicat prin 3 goluri ale lui Roizman și reușita lui Țurcan, însă Dinamis nu a putut evita înfrângerea în al doilea meci disputat în acest sezon. Datorită primului succes, formația din Râbnița a urcat pe locul 4. Etapa a treia a seriei naționale va avea loc pe 8 octombrie cu duelurile Ecolux Fresh Start, Mold Progres, MMZ Râbnița și Inter Dnestr.com Dinamis.